Salutare și bine ai revenit la Motor Vlog TV. Sunt Alex Buțu și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum în viitor vom conduce cu o soacră virtuală pe post de copilot. Unii dintre noi ne facem prieteni imaginari când suntem copii. Unii păstrăm prieteni imaginari și când devenim adulți. Uitați-vă la mine, eu vorbesc de unul singur cu o cameră video. Iar acum, cu ajutorul tehnologiilor, putem avea inclusiv pasageri imaginari. Mă rog, Termenul oficial este pasageri virtuali, pe care îi poți avea cu tine oricând se urâs să mergi de unul singur. Compania Valeo a creat sistemul Voyage XR. Prin acesta, oricine poate să stea acasă bine mersi pe canapea și să-ți devină pasager virtual. Tot ce trebuie este o pereche de ochelari pentru realitate virtuală, și are la dispoziție și niște controlere prin care îți trimite poze în ecranul de pe bord. De ce? Doar ca să te sâcâie. Șoferul te vede pe tine ca pasager sub forma unui avatar în oglinda retrovizoare și te aude prin difuzoarele din mașină. Tot ce vezi tu ca șofer, vede și pasagerul, de acasă. De ce? Pentru că mașina este împânzită cu camere video. Este o experiență interesantă, nu zic nu, dar poate să devină și foarte enervantă, nu-i așa? Gândiți-vă la genul ăla de pasageri care se sperie de orice muscă ploștită pe parbriz. Sunt aia care zic mereu, aoleo ne lovim, aoleo mergi prea repede, aoleo ne sare piticul ăla de grădină în fața mașinii. Sau mai sunt pasagerii care vor mereu să-ți arate câte ceva și îți bagă mâna în fața ochilor când se lumea mai dragă. Sunt aia care zic, uite un florin maci, uite o libelulă, uite norul ăla care seamănă cu un unicorn. Desigur, părinții pot fi mai liniștiți fiindcă își însoțesc copiii care tocmai și-au luat carnetul de conducere dar la fel de bine și soacra poate să sufle mereu un ureche. Sau mai e câte un prieten din ăla care știe el mereu o scurtătură și te duce de nu te întoarce nici waze -ul. Acum, dacă teletransportarea va deveni noul Netflix, nu știu. Dar ce știm sigur este că mașinile autonome vor avea asemenea sisteme. De ce? Ca să nu ne plictisim în ele. Lasă-ne și tu părerea ta în zona de comentarii de mai jos. Și abonează-te la canalul nostru de YouTube dacă n-ai făcut-o deja.